Partidul Forța Dreptei, PMP și USR au bătut palma oficial, iar cele trei partide formează acum o alianță pentru alegerile din anul 2024. Conducerile celor trei partide au aprobat joi formarea polului de dreapta, în urma negocierilor purtate în ultimele luni, iar acum liderii acestora spun că se poziționează ca alternativă de dreapta la guvernarea PSD-PNL. Da, alianța este conturată deja, ieri s-au finalizat ultimele negocieri care de fapt au început mai de mult, dar știți cum e, într-o alianță care se naște mai greu și discuțiile se prelungesc puțin, însă până la urmă va fi o construcție solidă și care va avea un cuvânt greu de spus în viitoarele alegeri ca și contrapondere la PSD și PNL. Luni, la București, va fi un Consiliu Național al Partidului Forța Dreptei la ora 9:30, după care, la ora 11, va fi o întâlnire comună a președinților celor trei partide, atât la nivel național cât și din județe, iar ulterior o conferință de presă a celor trei președinți în care se vor face toate comunicările legate de această alianță. Formarea acestei alianțe electorale înseamnă că cele trei partide vor merge la alegeri cu liste comune de candidați și un candidat comun la alegerile prezidențiale. Pe surse, este posibil ca polului de dreapta să îi se alăture în viitor și alte formațiuni politice mai mici la nivel local sau regional.